găsit, dragii mei! Nu este doar una dintre artistele muzicii noastre populare, ci poate deveni o parteneră de discuții atât de savuroasă încât să-ți creeze senzația că stai de vorbă cu cea mai bună prietenă. Este optimistă, plină de umor, extrem de sinceră, plină de șarm, sigură pe propria persoană, o apariție care impune însă, dincolo de aceste veșminte, descoperim un suflet încercat cu o dragoste pentru părinți specială. A trecut prin multe curse cu obstacole ale destinului. A răzbit acolo unde șansele nu îi se arătau, neîmplinirile și dezamăgirile le-a păstrat pentru sine, fără paradă și zgomot. Mi-a mărturisit care emoții, semnal unui firesc și bun simț, așa cum și eu am de fiecare dată când răscolesc prin sertarele vieții fiecărui invitat. Deschidem azi ușa sufletului Corinei Dragomir, căreia îi mulțumesc că a acceptat să stăm de vorbă și altfel. Bună, Lavinia! Și eu vă mulțumesc pentru faptul că, iată, mi-ați dat posibilitatea să revin în studiourile Etno TV, studiouri care pentru mine recunosc de ceva vreme încoace, sincer, reprezintă a doua casă. Și spun și de ce. Poate cu ceva vreme în urmă era poate a treia, pentru că pe lângă casa mea unde locuiesc aveam un serviciu unde îmi desfășuram activitatea și unde mă bucuram într-adevăr de colegi minunați și de un colectiv foarte bine închegat. Iar trecând în plan cumva secundar, se afla și muzica, muzica cu tot ceea ce înseamnă înregistrări, filmări, spectacole și pentru mine aici la Etno pot spune că au fost nu începuturile, un al doilea început, pentru că am avut o perioadă când nu am mai cântat și când am revenit, am revenit în forță, zic eu, aici, la Etno TV. Și ne amintim cu plăcere de evenimente frumoase la care ați participat, doamna Corina, dar spuneați că ați trecut pe planul 2. Spuneți-ne puțin despre serviciul pe care nu l-ați mai avut atât de activ, să zic așa cum ne obișnuiați, și deseori nu că refuzați din rea voință invitațiile la emisiuni, dar erați foarte solicitat acolo. Da, prin natura profesiei pe care mi-am desfășurat-o mai bine de 25 de ani, am lucrat ca ofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență de alu Spirii București-Ilfov. Deci prin profesia pe care o aveam, din păcate muzica pentru mine o perioadă destul de lungă a rămas cumva în plan secund, chiar dacă înainte de a fi ofițer de pompieri am fost angajată ca solist vocal profesionist. Tocmai de aceea spuneam că la un moment dat a trebuit să aleg. De ce e nevoie de compromis? N-a fost un compromis, nici de cum. A fost cea mai bună alegere pe care am putut să o fac. Nu regret nicio secundă, pentru că vezi tu, Lavinia, în ziua de astăzi tot mai mulți interpreți de muzică populară, de muzică ușoară, nu se mai mulțumesc numai cu un singur, numai cu această activitate. Ei au, de fapt, o altă profesie. Pentru că inclusiv aceste ansambluri artistice, ansamblurile de muzică populară, sunt relativ puține, nu pot fi angajați toți, iar noi suntem foarte mulți și unii chiar foarte buni, care nu au loc la aceste ansambluri profesioniste. Tocmai de aceea ei își aleg o altă meserie, dar dragostea pentru cântec, pentru frumos, pentru artă, îi face să cumva să ajungă și prin intermediul televiziunilor, prin intermediul radioului,
la inima publicului. Și că tot am vorbit de dragostea pentru această meserie sau pasiunea pe care dumneavoastră aveți și ulterior a rezultat această meserie pe care ați îndeplinit-o cu succes, de unde a venit? Cine v-a insuflat dragostea pentru cântec, doamna Corina? Sinceră să fiu, la noi în familie nu se cântă. Nu cântau nici bunicii, părinții nici atât. Dar eu am avut o copilărie foarte fericită, numai că am fost tot timpul singură. Nu aveam nici copii cu care să mă joc, nu am frați, nu am surori. Și cea mai mare bucurie a mea și jocul de care mi-am amintesc cu drag și era deja o pasiune, era să ascult acele plăci de vinil. Probabil că tot ascultând pe marii noștri interpreți, și pot spune că ascultam atunci când eram copil, deja 5, 6, 7 până ani, am ascultat foarte mult, erau în vogă duete, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Maria Cornescu, Nelu Bălășoiu, Ileana Sărăroiu, pe care am îndrăgit-o cu toată ființa mea și sincer regret că nu am avut șansa să o cunosc, chiar dacă și dumneei la un moment dat a fost angajată a ansamblului Ciocârlia, ansamblul la care mult mai târziu am ajuns și eu. Și pentru mine așa a pornit dragostea pentru cântec. Aveam plăci în casă, ascultam și muzică ușoară, dar nu m-a atras atât de mult cum m-a atras muzica populară. Și pe urmă, dascălii mei, văzând că, așa, sunt un copil talentat, recunosc că îmi plăcea să strălucesc așa pe scenă, să fiu tot timpul în centru atenției, deci așa am fost de copilă. Au văzut că îmi place și au sădit ușor, ușor în mine această dragoste pentru cântec. Având și calitățile de la bunul Dumnezeu. Da, țin minte că într-un an, la o serbare dintre asta școlară, pur și simplu s-a făcut tot desfășurătorul, după cum am putut eu să mă schimb dintr-un personaj într-altul, pentru că am fost în anul acela și în cor și în brigadă, erau brigăzi artistice, așa se numeau. Eu tot explic pentru că mulți poate nu sunt familiarizați cu... M-am cântat și folk. Bineînțeles că m-am lăsat de folk, dar a fost o... Dar și pe noi ne-ați obișnuit cu romanțele și multe alte piese, da, pe care dumneavoastră le interpretați foarte frumos. Mulțumesc mult! Dar spuneți, mergeați la cenaclu? La cenaclu? Ce cenaclu? Da, cu folk-ul, la frac. Nu, pentru că nu era... Nu, n-am fost la club sau la vreun cerc dintre ăsta de... Nu. Eu am, la un moment dat, m-am canalizat strict pentru muzică populară. Când ai spus cenaclu, sinceră să fiu, m-am gândit la cenaclu Flacăra, unde am avut șansa, copil fiind, să fiu remarcată de regretatul nostru poet Adrian Păunescu și am participat de câteva ori. Odată când au venit la Morein, odată țin minte că am mers pe la Medgidia, cred, sau undeva la mare. Am fost odată la Craiova și m-a remarcat și am putut să cânt. Deci am putut, era pentru mine o mare bucurie, o mare onoare, pentru că se făcea o preselecție foarte riguroasă și dacă erai acceptat, ok, puteai să mergi pe scenă, dacă nu... Vă văd ochii în lacrimi și cred că v-a cuprins și nostalgia povestind de anii din trecut, poate chiar și de copilăria noastră, dar dacă toți suntem la acest capitol, când spun cuvântul copilărie, ce vă amintește de momentele fericite pe care le-ați trăit? Alături de părinți, pentru că ați spus puțin mai devreme că erați singură mai mereu. Da, eu până la 5 ani când am mers la grădiniță, am locuit de fapt în comuna marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, la bunicii din partea mamei, adică la părinții mamei. Din păcate nu mai trăiește decât mama aia Mândica acum, are 91 de ani. Dumnezeu mi-a... cum să spun, cred că mi-a... Cumva mi-a modelat involuntar personalitatea și felul meu de a fi, de a gândi, de a mă comporta, pentru că era un om destul de... aprig așa, adică
omul acela de la țară, care dacă își propune ceva nu se lasă până nu și face ceea ce și-a propus, o femeie foarte dârză, așa hotărâtă, cu un suflet foarte cald, dar ea nu și-l arăta. Nu și-l arăta. Mama mea mereu zice, vai, mama aia n-a fost așa o fire. Mama ar fi dorit probabil ca mama ei să fie mai mămoasă, așa mai... Nu. Era... Mama aia n-avea vreme de așa ceva, pentru că avea foarte mult de muncit și la câmp și acasă și cu animalele și... ne-a crescut destul de strict. Presupun că și pe copiii ei, adică pe mama și pe fratele mamei, cât și pe mine, destul de, adică dacă spunea un lucru, nu trebuia să mai insist, pentru că dacă îmi spunea că nu se poate să îmi ofere ceva sau așa, acel subiect era tabu, era închis, pentru că puteam eu să insist oricât, încercam, explica frumos și trebuia să înțeleg. Și am copilărit acolo la țară, vor râde verii mei de mine, pentru că la un moment dat am spus că, Doamne, cel mai frumos parfum posibil este parfumul de fân proaspăt cosit. Și un văr de-al meu a zis, bine dragă, zice, am să țin cont, când o să vin la București o să-ți aduc un sac cu fân sau vedem, îți pun într-o târnă și ți-aduc ca să fii mulțumită, să-ți miroasă toată casa a mirosul acela de proaspăt, de reavăn, de... Mi-aduc aminte cu multă plăcere, pentru că eu mă jucam în podul casei și acolo exista fân pentru animale și probabil că de aceea mi-a rămas așa gândul la... Prospețimea da, aceea. Exact, exact. Și acolo făceam din pănuși de porumb, din... așa, din coarda de sărit, îmi făceam microfonul, adică... Vă visați artistă încă de mică? Nu m-am gândit că chiar mi se va putea întâmpla, pentru că noi nu eram în familie, nu aveam pe nimeni care să fie artist. Dar susținere din partea părinților ați primit? Da, foarte multă susținere, plecând de la... sat, de la din comuna unde ți-am spus că mi-am petrecut viața până pe la 5 ani, când am plecat la grădiniță. Am ajuns după aceea la grădiniță, la școala generală și după aceea, deci mărindu-mă pe la 11 ani, am început deja să particip și la concursuri. Chiar participam la concursuri renumite și destul de dure. Dar eram trimisă, eu știu, nu știu, pentru că eram talentată, zic eu, cred, îmi place să cred, sper. Dar, de exemplu, m-au trimis la Corabia, era festivalul Corabia de Aur și eu n-aveam decât 13 ani, n-aveam încă buletin. Și am obținut, deci primul meu concurs, am obținut o mențiune. Și ca să-mi ridic premiul care pe vremea respectivă consta în obiecte, așa nu se dădeau bani, n-am putut să-mi ridic premiul pentru că îmi trebuiau să treacă, era o formalitate, să treacă seria de buletin. Și tot explicam că nu am, dar eu am fost întotdeauna o zdrahoancă așa de fătucă, înaltă și mai solidă. Și nu înțelegeau organizatorii de ce spun, mi s-a spus, da, du-te la cameră sau unde ți l-ai lăsat, unde ți-ai lăsat bagajul, geanta, ce ai, du-te și adu-l. Și eu am spus, dar nu am, la un moment dat m-am enervat și am zis, păi nu am că nu am. A, nu ai. Păi și cu cine ai venit? Cu părinții. Bun, a venit tata, a semnat el în locul meu și a putut ca să vă ridicați premiul obținut. Da. Ei m-au susținut foarte mult, au mers cu mine. La un moment dat tatăl meu chiar a început să lucreze în ture, ca să poată să cumva să mă ajute, să mă sprijine, să meargă, la un moment dat făceam naveta Moreni, Târgoviște, noi locuind în Moreni, mergeam la Târgoviște la Școala Populară de Artă și bineînțeles că nu mă putea lăsa singură la 12, 13, 14 ani și încerca cumva mult timp până m-am obișnuit și eu cu drumul, până, mă rog, am mai găsit niște colegi cu care să merg, să fim mai mulți, a mers cu mine.
Și stătea, deci nu numai că mergea cu mine, dar mergea special. Nu mergea, el nu făcea în perioada asta, să zic, nu știu, poate să plece la cumpărături sau... Și el auzea din mașină, deci gândește că erau și... poate ploua, poate era mai frig, era ninsoare. El stătea în mașină și mă aștepta 2 ore cât stăteam eu la curs, pentru că până ne primea la curs, o oră era cursul, până cam 2 ore eu stăteam acolo. Că spuneți cuvântul tată, la ce vă gândiți? Eu nu pot să fac așa, sincer, nu pot să fac o diferențiere între părinții mei. Îi iubesc și îi apreciez enorm pe amândoi. Le mulțumesc pentru tot ceea ce mi-au oferit, pentru tot ceea ce m-au învățat, pentru că dacă sunt ceea ce sunt, atât cât sunt eu acum, le datorez lor, în primul și în primul rând. Pe urmă și dascălilor mei, bineînțeles, dar în primul și în primul rând părinților mei. Rar mi-a fost dat să întâlnesc un om care să-și respecte și să-și iubească copii, părinții atât de mult, în calitate de copil, dacă vreți. Ei, spune, tu stai liniștită că nu sunt, o persoană trecută de jumătate de veac și nu sunt eu chiar așa cu mințică. Ce crezi că i-am ascultat tot timpul? Ei, am mai fost așa, ca în orice familie. Erați năzbătioasă când erați mică? Nu neapărat, deci nu făceam cine știe ce... Un copil energic, dar cu bun simț. Energic și cu... prea multă personalitate. Așa mă pot caracteriza. Prea multă. Când, știi cum este la Vinia? În toate noi trebuie să avem un echilibru. Un echilibru. Da. Ei, nu. Eu de copil am fost așa, mai ales când am început să realizez ce înseamnă viața, lumea din jur, cu foarte multă personalitate. Și asta strică câteodată. Adică trebuie să fii mai temperat, mai calm, mai ponderat, să asculți, să... Nu, eu sunt foarte vulcanică și imediat... asta nu e o latură bună. Vă exteriorizați cumva. Dar, pe de altă parte, eu sunt mulțumită cum sunt. Mulțumesc Dumnezeu, așa cum sunt eu. Pentru că mă consider foarte sinceră. Eu și dacă aș spune, nu știu, să folosesc cuvinte mieroase, să încerc să, nu știu, să te flatez, să zicem, mă trădează ochii. Da. Mă trădează. Deci eu dacă spun ceva care, mă rog, gura spune una, ochii mei clar vă dau de gol. Da. Da. Și atunci prefer să spun adevărul, pentru că asta este. Trebuie să-ți asumi în viață orice să faci. Să fii un om asumat, da. Da. Cu bune, cu rele, asta e. A fost cursul vieții așa cum vi l-ați dorit? Cursul vieții a fost perfect. Și cu bune și cu rele. Un drum destul de sinuos, dar pentru mine, profesional cel puțin, îl consider că întotdeauna ascendent. Poate am avut cumva opreliști pe care... din vari motive, pentru că așa e în viață, nu poți, oricât ți-ai dorit tu, nu poți să le faci pe toate și nu ți-e toate cum îți dorești. Dar ceea ce am făcut e bun făcut, merg cu fruntea sus pe stradă, nu mi-e frică, nu mi-e rușine, nu mi-e teamă de nimeni, decât de bunul Dumnezeu. Și acum că tot ați spus de plan profesional, aș fi făcut referire și la planul personal. Da. Și care e dorința aceea rămasă nematerializată, aripa frântă din trecut? Da, noi am vorbit așa ca între fete și ți-am spus că mă bucur pentru tine enorm, enorm. Și mă refer la faptul că ai copii. Pentru că indiferent ce îi face în viață, indiferent cât de mare, de puternic, de avut, de statutul, nu știu, pe care așa, da, consider că cea mai mare bogăție și cea mai mare bucurie este să ai copii. Este printre puținele mele regrete că nu am îndrăznit să am un copil, măcar un copil. Dar de ce spuneți, doamna Corina, nu ați îndrăznit? Nu am îndrăznit pentru că statutul meu social nu mi-a permis. Eu nu am fost căsătorită niciodată și
M-am temut de gura lumii. Numai că anii au trecut și nu rămâneți cu gura lumii. Rămâneți acolo în casă fiecare, fiecare în casa lui, cu problemele lui, cu grijile lui, cu bucuriile lui. Dacă ai o familie, ai cu cine să le împarți. Iar mie îmi pare foarte rău că nu am avut curajul, chiar necăsătorită fiind, să fac un copil. Să dau viață unui copil. Acum e prea târziu. La cât vă văd de puternică și de asumată, sunt convinsă că v-ați fi descurcat extraordinar. Poate singură, da, să creșteți poate, copil. Nu știu. M-am temut sincer, inclusiv de familie. Pentru că bunicii mei, v-am spus, oameni de la țară, oameni simpli. Eu nu știu cum ar fi privit bunicul, Dumnezeu să-l ierte, și bunicii din partea tatălui, care nici dumnealor nu mai sunt, Dumnezeu să-i ierte, să-i odihnească pe toți. Nu știu cum ar fi privit acest lucru, adică asta nu ar fi fost admis în niciun caz în comunitatea de unde vin eu. În niciun caz. Poate m-ar fi iertat în timp, nu știu. Poate s-ar fi schimbat multe, că știi tu când vezi copilașul ăla și îți vine dragul de el și altfel vezi lucrurile. Dar nu, n-am avut acest curaj, nu. Asta este singurul regret. Dar asta pleacă și din educație și... Sigur că da. Felul acesta de a avea rușinea și să fii timorat ca acum om, nu mai să sunt te vremurile așa. De lume tocmai. Acum nu mai sunt, cu toate că... Dar nu mai... Ca și acum 30, 35 acum 30 de ani. De ani erau rușine și să ajungi că să spui că familia s-a destrămat sau că a existat un divorț. Da, mă rog. Nu, dar cum? Să ai un copil din flori, că așa se zice, nu? Nu. A, era destul de rușinos. Adică era ca și cum... Degeaba spuneai cu cine, cum, ce fel... Nu conta. Era, putea și să fie recunoscut, nu în acte. Nu. Era ceva care... Nu era ok. Și n-am avut acest curaj. Acum asta este. Timpul a trecut. Dar părinții v-au reproșat vreodată asta, doamna Corina? Sau nu. Ați simțit că nu i-ați împlinit și că n-au devenit bunici dumnealor? Nu. Au avut o perioadă lungă de timp când de fiecare dată când mergeam acasă la dumnealor, pentru că eu m-am stabilit aici în București și cu serviciu și cu casa și cu toate cele, când ajungeam la dumnealor, de obicei cum ajungi, mai ales dacă ai serviciu în altă parte, ajungi de sărbători, de Paște, de Constantin și Elena, pentru că părinții mei sunt sărbători, și Elena. Da, aveți și un cântec pentru da, de ziua mea, de ziua dumnealor, de Crăciun, de Anul Nou, deci evenimente. Și ce evenimente mai aveam în familie? Și întotdeauna spuneau așa cu oarecare regret, îndeoseb mama, măi, mami, n-ai și tu o familie și asta mă seca. Vă seca, da. Pentru că în adâncul sufletului simțeam această neîmplinire. Dar când mergeam și mă întrebau, era ca o confirmare. Și de multe ori o luam așa ca pe un mic reproș. Cu toate că nu era așa. Voia să vă vadă bine. Da, nu știu dacă neapărat asta e bine. Știi ce se întâmplă, Lavinia? De mult am concepția că există, exact cum am spus, un echilibru. Dacă Dumnezeu îți dă pe o parte, nu neapărat că ți-a, nu știu, Dumnezeu știe cel mai bine ce e mai bine pentru tine. Nu le poți avea pe toate. Dacă ești foarte bogat, poate nu ai sănătate, ferească Dumnezeu. Dacă ai familie, nu ai un serviciu de care să fii chiar încântat, care să-ți satisfacă așa, să te duci cu bucurie și cu plăcere. Deci, e bine așa cum e. Puse una peste alta. Dacă ar fi să, că tot spuneați de regrete, să mai menționați altele, care ar fi acelea? Să știi că nu mai am alte regrete. Chiar pe plan personal, doar acesta a fost regretul, da, că nu ați devenit mamă și n-ați cunoscut sentimentul. Pentru că eu așa consider că
femeia este, asta este menirea ei pe pământ. Indiferent de ce alte și alte și alte bucurii face sau are sau ce împliniri, menirea unei femei e de a da naștere unei alte vieți. Credeți în destin? Da. Da. Și credeți că ceea ce ați trăit până acum așa a fost scris? Așa a fost. Da. Este Corina Dragomir o femeie singură acum și cum ați defini singurătatea? Sunt singură fizic, cum să spun, dar eu sunt înconjurată de foarte mulți prieteni, de familia mea în primul rând, prieteni, cunoștințe. Vreau să spun că m-am pensionat de ceva vreme, de mai bine de o jumătate de an, și eu încă nu simt acest lucru. Pentru că încă sunt, am așa un tăvăluc de evenimente, de sunt tot timpul într-o continuă mișcare, însoțită tot timpul. Chiar am spus că aș vrea să plec undeva, foarte departe, să nu mai răspund la telefon, să nu, adică chiar să stau așa, să stau. Să văd și eu cum e să stai. Eu nu stau. Aș vrea să stau până când aș obosi de stat și aș spune, gata, m-am plictisit, gata, ajunge, am stat destul, din momentul ăsta îmi reiau ceea ce vreau să fac pe viitor. Așa mi-aș dori. Dar nu se poate. Nu se poate. Prietenii aveți mereu cu dumneavoastră, aveți și la telefon, la fel și părinții și familia, dar când ajungeți acasă și ați închis ușa apartamentului, nu vi se face dor sau nu vă puneți întrebarea că simțiți nevoia aceea de afecțiune și să vă îmbrățișeze cineva? Nu. Mă simt așa de bine în casa mea, pentru că trebuie să-ți creezi tu atmosfera aia de bine. În căminul tău, indiferent cât e de mic, că e o garsonieră, că e o cămăruță sau că e un palat, tot într-un pat dormim, tot cu o lingură mâncăm, tot. Deci trebuie să te bucuri și să-ți creezi tu în căsuța ta, mare sau mică, energia pozitivă. Exact. Iar eu pun muzică. Dar nu. E ceva de telefonul în continuu, televizorul în continuu, muzică în continuu, pentru că există atâta informație. Deci nu pot acumula câtă informație tot primesc. Nu am timp, eu nu am timp să mai ascult noutăți, să mai mă conectez la ce s-a mai întâmplat, să mai, nu știu, deci e așa, ca un tăvăluc vin toate. Dacă ar fi să puteți opri timpul, pentru cine l-ați opri? Păi nu pot opri timpul pentru nimeni, îmi pare rău. Deci eu nu, lucrul ăsta, nu, fiecare trăim cu datul de la... Așa, ăla e. Nu pot eu, ce mă transform în Dumnezeu, ce să fac? Sunteți o persoană credincioasă? Da. Nu cât ar trebui, adică nu-ți imagina că merg acum la toate mănăstirile, la toate bisericile și... Dar în adâncul sufletului meu, eu știu să mă rog, știu exact cât îmi este plapuma, adică... Pentru că și asta este important. Să știi exact cât poți duce. Da? Că n-are rost să te plângi, să te lamentezi, să spui, vai ce greu îmi e sau, Doamne, de ce mi-ai dat așa? Nu. Deci, atâta. Drumul meu, ți-am spus, pentru mine, consider că a fost foarte frumos. Îl vedeți pe El, pe Dumnezeu, responsabil de ceea ce dumneavoastră a trăit? Și mai greu și mai ușor? În tot și în toate. Care au fost cumpenele vieții dumneavoastră, doamna? Eu n-am avut cumpene. Am avut cumpene când eram copil. Păi era să mă înnec. Așa. Deci le-ați dat de furcă și spaimă părinților? Nu, că nu eram, eram încă la bunici. Care bunica, mama aia având foarte multă treabă, m-a lăsat la o cumnată. De fapt nu era cumnată, o mătușă de-a dumneei. Și mătușa, ca să-mi facă o bucurie și așa... La rugămințele mele a
vrut să mergem... La scăldat. Nu, era în toiul iernii. Aoleu. Deci la un lac, un heleșteu, se transformase în patinoar la țară. Și eu îmbrăcat într-un ursul, un ursuleț de copil, îmbrăcat într-un urson albastru, țin minte, un albastru așa ca cerul. Și m-a pus pe sanie și a rugat pe altcineva, o cunoștință noastră, o rudă, să mă plimbe puțin prin pe lac. Fiind înghețat. Lacul fiind înghețat și într-o margine așa, unde bătea mai mult soarele, dezghețat. Și băiatul respectiv m-a împins Sania și el n-a dat importanță că Sania o să se ducă. El a crezut că eu știu să o strunesc, că mă rog. Dar eu nu aveam nicio treabă. Ce? Eu m-am pus pe Sania și așteptam să mă plimbe cineva. Și acea Sanie a ajuns exact între trestii și cu Sanie, cu tot și cu ursonul ăla de pe mine, care s-a îmbibat instantaneu cu apă, m-au scos așa, deci practic m-au tras de ursonul ăla ca să mă scoată din apă. N-am avut absolut nimic. Nici n-am răcit, nici nimic, nimic, nimic. Dar a tras mamaia voi ca o spaimă, soră cu moartea. Și s-a temut foarte mult de ce o să spună părinții mei. Ai mei n-aveau ce să spună, că a fost, n-a vrut nimeni să se întâmple asta. A fost așa o clipă de neatenție. V-a iubit, da? Dumnezeu și ați fost în afara oricărui pelicol, iată. Da, da. Atunci? Să știi că am încă senzația aia de rece și, nu știu, cred că mi-a intrat totuși un pic de apă. Deci a fost, era, probabil era cam atât, dar dacă eu cam atâta eram și eu, nu știu, deci, sau din... S-a rostogolit Sania, nu știu exact cum, dar ideea este că și eu am tras o sperietură, dar a fost numai o sperietură de moment. Ne-am dus acasă, m-a dezbrăcat până la piele, mi-a făcut baie fierbinte, ceaiuri fierbinți, lămâie multă, miere. Leacurile sănătoase. Da, șosete cu oțet, cu nu știu cu ce mi-a pus, cu spirit, cu de-aia, cum se numește... nu Diana, nu știu cum îi zice, de făcut frecție. Carmol. Deci, carmol de ăla, nu știu cum îi zice. Chiar nu știu cum îi spunea, că e ceva de pe timpul... Da. Da. Și a doua zi eram ca nouă, n-am avut nimic. Adică un copil foarte sănătos, foarte viguros. De asta și spun. Eu l-aș mânia pe bunul Dumnezeu dacă aș spune că, vai, ce... Mi-a fost greu, vai ce greu am dus-o, vai, nu, nu, eu sunt un om sănătos, am cam făcut și bune și rele, numai ce am vrut eu în viață, adică ce mi-aș putea dori mai mult? V-ați fi dorit să mai aveți un frate sau o soră? Da, și asta mi-aș fi dorit. Și v-ați întrebat părinții? Le-am reproșat, bineînțeles, le-am zis și la un moment dat le-am zis la modul, păi da, că dacă v-ați fi chinuit și ați mai fi făcut unul, acum nu mă mai întrebați pe mine. Că mami tot timpul îmi zice, măi mamă, dar noi cu tine vrem și noi să vorbim, să ne sfătuim, să vedem, să... Că tu ești singurul nostru copil și zic, și ce, asta este vina mea sau ce? De ce n-ați mai făcut? Na. Dar ei mi-au explicat că, îți dai seama că eu sunt cam în perioada aia de creței cumva și... Că erau vremurile destul de grele, eu nu cred că erau grele, nu știu, așa a fost să fie. Ei erau foarte tineri, foarte tineri. Mama mea nu împlinise 20 de ani când m-am născut eu. Tata avea 20, nici tata nu împlinise 23. Deci erau foarte tineri amândoi. Doi copii cu un copil. Da. Și probabil că le-a fost greu. Pentru că, eu știu, ei deja aveau serviciu, fiecare dintre ei. Nu era așa simplu. Să-ți lași copilul undeva la țară, tu să fii în altă localitate, îi ducea, probabil că îmi duceau dorul, grija, eu știu.
Așa. Și n-am mai avut curaj probabil să mai... Da, cred că da. Iar după aceea, când m-am mărit un pic, dacă eu am început să mă ocup cu muzica, mă interesau foarte mult și concursuri și să merg, să... Ți-am spus, într-o continuă mișcare. Eram greu de strunit și de urmat. De însoțit, de fapt, că ei mă însoțeau. Da, da. Și... Or fi zis, Doamne, păi dacă mai facem încă unul, ce facem cu el? Îl agățăm într-un cui sau ce? Trebuia să lucreze alternativ cu noi, ce să ne facă? Ați avut o comunicare și o relație apropiată cu părinții? Da, da. Au mai fost și așa mici datorate, încăpățânării mele și, ți-am spus, personalității astea care... Câteodată e prea accentuată. Va da bătăi de cap și dumneavoastră, da, nu? Da, câteodată... Să știi, câteodată și eu mă minunez de ce scot, nu că aș scot negândit, dar zic, Doamne, dar a sunat atât de ferm. Lupta adică, duală pe care o resimte da, organismul. Nu. Deci, eu nu îmbrac așa, într-o formă mai frumoasă. Mai, eu, dacă am să spun ceva, direct. Exact cum se spune în popor, din topor. Adică, nu, cu mine nu, e cu stilul smuls. Nu, la mine nu merge așa cu... finețe, cu blândețe, asta nu ne însemnând neapărat că sunt o... așa par. Eu zic că cei care mă cunosc bine și cei care îmi sunt apropiați, așa știu ce fel de om sunt. Dar gura asta și felul ăsta așa de a tăia... Tăios, da. Da. Da, dar pe de o parte e mai bine decât să le aveți cu periatul, mai bine cu sinceritatea și cu... Da, acum nu mă mai deranjează, dar îți dai seama că în tinerețe nu mi-a fost deloc ușor pentru că nu era plăcut să dialoghezi cu o astfel de persoană care, mă rog, tu îți doreai ceva și eu mergeam așa, de-a dreptul, o luam prin miriște și la revedere, cu mine nu... Deci... Vorbeați puțin mai devreme despre destin și că dumneavoastră credeți în destin. Bine, nu numai dumneavoastră. Putem o alege însă noi sau trebuie să ne lăsăm ghidați de o altă forță? Păi, eu zic așa, destinul e destin. Dar mai e și cum și-o face omul. Că dacă tu tragi tot la rău sau eu știu, nu... Asta este, trăim... printre oameni, ne place sau nu ne place, suntem conduși de niște norme, de niște cutume de astea, de niște... Deci, involuntar, nu poți să trăiești așa ca pe... Nu suntem singuri. Suntem înconjurați, depindem și de alți oameni și de alți factori exteriori. Poate eu, de exemplu, vreau să mă întâlnesc cu tine, dar tu, și tu îți dorești același lucru, dar poate tu nu poți când vreau eu. Sau... Adică nu trebuie din asta să facem, eu știu, vai, nu, vai ce, mie nu merge bine, mie nu mi se împlinește nimic din ceea ce îmi doresc. Să atragi răul. Păi depinde ce-ți dorești, depinde ce faci ca să obții ceea ce-ți dorești, depinde cum te manifesti, cum trăiești, cum vezi lucrurile. Pentru că în orice e și un plus și un minus. Spuneați, este și alb și negru. Nu există că lasă, că nu știu ce. Nu! Spuneați și de factor, puțin mai devreme. Un factor important este și fericirea. Care a fost un moment de fericire intensă pe care l-ați trăit și care vă vine în minte atunci, Doamne, când vă gândiți la asta? Foarte multe sunt. Multe, multe. De fiecare dată când obțineam câte un premiu, era o mare bucurie pentru mine. După aceea, de fiecare dată când am obținut, chiar dacă gradele mele militare sunt obținute toate la termen, dar pentru mine era o mare bucurie. Eu am început de la gradul de locotenent și am terminat la gradul de colonel. Și pentru mine, fiecare treaptă, deci fiecare treaptă pe care am urcat-o, a fost o mare bucurie și o mare fericire și o mare împlinire. Mă simțeam... Pentru că vă motiva cumva poate serviciul pe care l-aveați, da, v-a plăcut, da. Și ați făcut cu drag. Da, deci meserie. Din punctul ăsta de vedere chiar mă consider un om împlinit.
Deci, nu. Am avut șansa pentru că îmi doream și mai mult, și mai mult, și mai mult. Să sar cu parapanta, să sar cu parașuta. Deci am făcut o grămadă. A, mai nou, fiind încă în serviciu, m-am ocupat și de niște spoturi publicitare. Iar fiind o provocare pentru mine, fiind ceva nou, ceva care nu face oricine, adică nu-i la îndemâna oricui. Și nici n-ați căutat până la urmă asta, ci pur și simplu... Da, pur și simplu au venit de la sine, pentru că au fost oameni care au crezut în mine, au crezut în ceea ce pot eu să fac, cum pot eu să jonglez cu vocea mea, cu mimica, cu gestica și au zis, hai să încercăm, să vedem ce este. Vă simțiți un om norocos din punctul acesta de vedere. Da. Dar un moment de maximă tristețe pe care l-ați trăit și care v-a adus suferință? Cea mai mare tristețe este când îți pierzi pe cineva drag. Indiferent că ți este părinte, frate, soră, soț, iubit, pentru că orice se poate rezolva în viața asta, dar orice, numai dacă cineva foarte apropiat, foarte drag ție, nu mai este, s-a ridicat în alte, atunci aia este cea mai mare tristețe. Dar culmea, că am înțeles că s-ar putea ca celui care a dispărut să-i fie mai bine acolo unde este. Deci asta nu ține de creștinismul nostru și de, nu biserica noastră ortodoxă spune asta, dar eu cred cumva că, nu știu, se află undeva, așa îmi place mie. Deci este ca o... pentru mine ca un scut de apărare. Deci credeți în viața de după viață. Da. Și zic, dar dacă cumva a plecat undeva unde e mai bine. Și mă împac cu, adică îmi creez pur și simplu gândul ăsta și spun, de ce neapărat dacă un om e foarte bolnav sau nu e bolnav, pur și simplu i s-a încheiat misiunea lui aici pe pământ. Sau cum am spus, dacă e foarte bolnav, păi decât să-l văd că suferă atâta și că pătimește și că are dureri cumplite și că e greu, poate e mai bine în altă parte, nu știu. Spuneați de părinți, am povestit de dumnealor și că aveți în viață și Dumnezeu va binecuvânta cu asta, însă care au fost pierderile care v-au făcut să suferiți atât de mult? Tu întrebi așa foarte elegant, eu știu că tu știi. Da, tocmai de aceea sunt singură. Mie mi-au murit doi iubiți, că sunt convinsă că ați spus că nu. Da. Și mi-au murit deci bunicii. Știu și eu ce înseamnă această durere. Dar cum ați putut să vă îmbărbătați, doamna Corina, să vă găsiți echilibru acela să puteți trece peste o asemenea greutate? Cu multă credință. Cu multă credință și cu acea împăcare, detașare de lucruri pe care nu țin de tine. Nu poți tu să faci nimic. N-ai cum să întorci. Este cursul firesc. Oamenii vin și pleacă. Oamenii vin și pleacă. Nu-i nimeni veșnic. Deci nu trebuie să ne facem din asta o, nu știu... Da, este foarte greu. Probabil că oameni care acum sunt în această durere or să mă blameze și or să spună ce comentarii face fata asta la televizor, ce explicații puierile poate să dea. Nu, sunt un om care am trecut și eu prin așa ceva. Și eu am avut aceste trăiri și eu am plâns și eu, dar nu rezolvăm nimic. Trebuie să ne împăcăm cu toate. Ca să ne fie cât de cât bine. Dacă rămâi închis și crispat în necazuri, și că poate unii au alte necazuri, eu știu, cred că cel mai dureros și ferească Dumnezeu este când îți mor copiii. Dar în rest, partenerul de viață la un moment dat, nu, rare sunt cazurile când mor amândoi deodată, nu?
unul dintre ei se duce. Acolo se zice că a fost iubirea adevărată. Dumneavoastră ați cunoscut dragostea adevărată? Da. Atunci trebuie să vă simțiți norocoasă și bucuroasă. Tocmai de aceea, da, da, da. Tocmai de aceea. Ce rol a jucat dragostea în viața dumneavoastră? Se poate spune că a adus durere? Nu, nici de cum. Dragostea, iubirea, sentimentul ăla profund de, știi cum este, să-ți dorești din tot sufletul, cu toată ființa ta, să-i fie bine ăluia de spui că-l iubești. Celui care, despre care spui, vai, te ador, vai, sunt ok, să-i fie bine. Dacă acelei persoane pe care tu o iubești, tu o vezi și o vezi că strălucește, este radiază de bucurie, de fericire, tu la rândul îți, cum să spun, involuntar preiei din acea stare de bine. Deci, n-ai cum să nu te bucuri când vezi oameni fericiți. Asta cred că aduce cea mai mare... Când vezi oamenii care sunt triști, care sunt mohorâți, care au probleme, nu știi cum să faci, dar nu poți să-i cuprinzi pe toți, nu poți să-i ajuți pe toți. Asta este. E fiecare cu drumul lui. Mai bun, mai urât, mai frumos, mai... E fiecare avem drumul nostru. De ce sau de cine vă este dor privind în urmă? Păi, nu mi-e dor, mi-e dor, dorul ăsta e greu de, întotdeauna ți-e dor, poți să te bucuri și să rememorezi și să zici, Doamne, mi-e dor să stau să mă uit la, nu știu, la lună, la stele. Nu mi-e dor nici de copilărie, nu. Eu sunt foarte ancorată în prezent. Sunt foarte ancorată în ceea ce fac eu acum. Eu sunt aici, acum. Nu trăiți din trecut? Nu, nu. Ce a fost, a fost. Cu bune, cu rele, nu știu, cu... Dar ați avut și momente de blocaje, de exemplu, în urma trăirilor, supărărilor, în care cu greu v-ați detașat? Da. Eu... Și asta e așa o, ca o, nu știu cum să-i spun, că nu-i neîmplinire. După decesul primului iubit, eu n-am mai vrut să cânt. Și a fost cea mai mare greșeală a vieții, cea mai mare greșeală, pe lângă că nu am un copil. O mare greșeală. Pentru că talentul pe care ți-l dă bunul Dumnezeu, tu trebuie să-l înmulțești. Dacă aveți un talent, dăruiți-l mai departe. Faceți ce fac cu talentul ăla. Eu m-am rupt în acel moment, pur și simplu nu am mai vrut, refuzam să mai cânt. Și am spus la începutul emisiunii că am revenit în muzică datorită a două persoane, de fapt n-am spus că datorită acestor persoane, dar ăsta este adevărul, și am început să cânt venind aici la Etno. Și am venit datorită Doinei Mirea și datorită Valeriei Arnăutu, cărora le rămân profund îndatorată. Ele au insistat foarte mult, au crezut în talentul meu, și au insistat foarte mult, au spus, dar e păcat, de ce să nu mergi, să dăruiești oamenilor să te asculte, să te vadă? Dar de să... ce v-ați găsit la vremea aceea, nu știu, supărarea aceasta de a vă, între ghilimele, răzbuna pe cântec și a opri cariera aceasta care totuși vă aducea rezultate și împlinire? Simțeam că nu mai pot. Oare pentru că era tristețea anterioară, da, și fericirea, da, pe de altă parte? Da, sunt persoane care spun, deci eu am auzit colegi care au spus că muzica i-a ajutat să treacă peste necazurile vieții. Nu, eu, s-au suprapus niște evenimente. Tot cam în acea perioadă,
Eu am trecut din, de la civilie, de la ansamblu Ciocârlia, la pompieri, la arma pompieri, ca și cadru militar. Și deja era un alt program, deci la Ciocârlia era program de artist, aici era program de 8 ore, zilnic. Mă rupsesem, deci oricum mă rupsesem de muzică. Și pentru mine trecerea asta a fost foarte bruscă. A fost așa de pe o zi pe alta, cumva. Și până mi-am revenit eu din șocul acestei transformări, a durat un pic. După aceea s-a întâmplat și acest necaz și automat mi s-a părut așa că toată lumea s-a sfârșit cumva. Dar lumea nu se sfârșește, să știți. Și lumea e interesată să afle de durerile tale, de necazurile tale, despre tine, să știe cât mai multe despre tine, dar nu te ajută cu nimic. Lumea. Ajutorul stă în tine. Tu trebuie să crezi în tine și să ai forța necesară să răzbați și să treci peste orice obstacol care ți se întâmplă în viață. Că lumea, ți-am spus, e preocupată așa să afle una alta, preocupată de cancanuri, preocupată de micile așa, dar atât. Eventual râde, adică este un motiv de amuzament. Dar ca să te ajute, sau asta nu o fac decât cei care sunt foarte aproape, familia și prietenii care, într-adevăr, sunt prieteni, că știi tu, că de prieteni de știa e plină lumea. Mulțumim frumos! Ați avut însă și parte de ajutor, de oameni care v-au fost alături, așa cum ați spus și dumneavoastră puțin mai devreme. Care au fost întâlnirile acelea miraculoase care v-au marcat? Au fost foarte multe. Multe, chiar multe. Îți dai seama, atâta parcurs al vieții. De exemplu, eu am fost îndrăgostită și sunt și voi rămâne îndrăgostită de muzica pe care a scris-o Paraschiv Oprea, care, din păcate, nu mai este nici el printre noi. Paraschiv Oprea a avut încredere în mine și chiar dacă aveam o vârstă foarte fragedă, 17-18 ani, mi-a încredințat personal romanțe scrise de domnia sa. Ceea ce pentru mine a însemnat wow! Am avut mentor și profesoară de canto pe doamna Constanța Ionescu Câmpeanu, pe care o ador. Și care mi-a netezit cumva drumul în muzică. După aceea au fost Cătălin Maximiuc, m-a ajutat să meditez primul meu album. Sunt mulți oameni, mulți. Eu m-am referit acum strict la muzică, dar și pe cealaltă latură. Am întâlnit atâția oameni speciali, deosebiți. V-a ajutat în viață cariera de artist? Sigur că da. Sigur că da. Ați simțit că ați avut oportunități mai multe și vi s-au deschis și alte drumuri? Nu, pentru că n-am amestecat lucrurile. Eu, dacă am mers pe calea muzicii, a fost strict calea muzicii, profesia mea de bază, atacă era adresată toată oamenilor, dar în rest n-avea nicio legătură, adică nu... Am încercat să le îmbin cumva. Am încercat să mă bucur de fiecare moment care m-a făcut să mă ridic, care m-a ajutat să cresc, să tot cresc. Iar acum asta este, că nu putem să fim toți vârfuri și mai ales în artă, este subiectiv, ce-ți place ție poate nu-mi place mie și viceversa. Eu atât am fost în stare, atât am putut, dar cu cât
sunt și cu ce am făcut, mulțumesc lui Dumnezeu. Și totuși, când ați constatat că lumea nu e perfectă? Ne naștem cu credința că tot în jurul nostru e așa cum trebuie, dar apare un episod care ne strică iremediabil armonia. Care a fost acel episod pentru dumneavoastră? Eu n-am intrat în conflicte, eu știu, de alea. Nu mi s-a părut niciodată că, vezi, Doamne, vai câtă lume rea și ce lume. Nu, nu. Am considerat că fiecare își are rostul lui. De la fiecare învățăm câte ceva. Fiecare dintre noi avem trăirile noastre, avem neîmplinirile noastre. Adică deja de ceva ani eu nu mai judec pe alții. Dacă așa vor să dar facă. Dar se spune sau... că judecata e un mare păcat. Da, nu știu, dar ce rost are? De ce să-mi pierd eu să-mi consum energia mea când eu am energie să fac lucruri frumoase? Să fac cumva să-mi fie bine fără a deranja pe cei din jur. Să-mi fie mie bine. Deci nu călcând pe cadavre, cum se spune. Nu. Deci eu vreau să-mi fie bine. Vreau să trăiesc într-o lume armonioasă, să mă simt bine în mediul în care trăiesc. Da. De ce aș fi, eu știu, m-aș considera o neîmplinită a sorții sau vai ce... Să vă victimizați. Trădări și ce... Nu. Așa a fost să fie. Cum vă vedeți peste 10 ani? Mă văd... făcând ceea ce n-am avut vreme să fac până acum. Adică, cred că o să schimb și stilul vestimentar. O să fiți șocați la un moment dat, o să vedeți. Cred că o să-mi schimb mult, din, nu pentru că nu mă simt bine în pielea mea de acum, dar vreau să mă bucur de ceea ce înseamnă natură. Să văd locuri noi. Vreau să călătoresc foarte mult, vreau să fac chestii pe care până acum nu le-am făcut din varii motive. Nu știu, deci mă văd așa, eu îmi doresc din tot sufletul, dacă sănătatea o să-mi permită, să fac fel de fel de jumbujlucării și să fac fix ce mă taie cap. Adică să colin lumea, să mă distrez, să mă bucur de viață. Asta înseamnă că v-a rămas sufletul acela de copil. Ce pierdem și ce câștigăm odată cu trecerea anilor? Câștigăm experiență și cred că nu pierdem nimic. Totul se transformă. Ca la chimie. Da. Deci, odată cu trecerea timpului, noi devenim mai buni, dacă vrem. Ne împăcăm cu ce ni se întâmplă în jur, căpătăm acea experiență și acea mentalitate a omului care a trecut prin multe și știe să decanteze și să stabilească anumite criterii de, eu știu, chiar și de așa de comportament interuman. Că asta este, nu, eu nu vreau să te schimb pe tine cu nimic. Nu vreau să schimb nici pe celălalt de lângă mine, nici nu. Așa cum sunt. Da. Trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt, oamenii așa cum sunt, să ne bucurăm că suntem și să încercăm să fim buni. Dar ați fost dezamăgită de oameni, doamna Corina? Nu, să știi că eu n-am avut... Știi de ce? Eu sunt destul de... nu restrictivă. Îmi place să merg... Deci mie nu trebuie cantitate. Eu vreau neapărat să calitate. Fiu... Da. Și inclusiv la oameni... Eu nu am... Am mai spus-o. Să știi că am mai spus-o și cu alte ocazii. Eu nu am neapărat prieteni. Cineva chiar m-a tachinat și a spus, ei, da, să știi că ai, în sfârșit ai spus un mare adevăr. Zice, tu, într-adevăr, n-ai prieteni, nici, zice, cred că ai pe degetele de la o mână și îți mai rămân degete. Ups, e nici chiar așa. Dar nu am nevoie, deci eu consider prietenia, pot să-ți fiu eu prietenă ție, să te ajut eu dacă pot, să te sprijin moral, financiar, nu știu, să te sprijin. Eu nu aștept, nu am astfel de așteptări de la tine. Deci,
n-am de ce să mă tem că, vai de mine, eu n-am prieteni, am foarte multe cunoștințe, prietenii, nu știu, deci prietenii vin și trec, pentru că viața te duce, te aduce, fiecare are drumul lui, exact cum am spus, îmi pare rău că mă repet, cred că e a treia oară când spun acest lucru. Când ați plâns ultima dată și de ce? Mai nou, cred că e de la un anumit semn de bătrânețe. Nu știu, am devenit așa mai emotivă, mai mă impresionez foarte, foarte repede. Eu pot să plâng și la filme. Dacă mă uit la un film și îmi place ce se întâmplă și mă surprind că chiar trăiesc foarte intens. Adică, și dacă tot ați zis de filme, care e acel film pe care l-ați urmărit de mai multe ori și la care ați plâns? De exemplu, mie mi-a plăcut enorm, enorm filmul Undeva Cândva. Acum urmăresc ce urmăresc, așa, nu stau neapărat la filme de-astea lacrimogene, nu vă imaginați că n-am vreme, dar la ce mă uit, mă uit așa, adică și secvențe, dacă văd, și e ceva așa care mă mișcă pe mine sufletește, nu e nicio problemă, imediat curge lacrimuța, imediat o ștergem cu șervețelul și asta este. Deci când ați plâns ultima dată la un film? Păi, nu știu, cred că acum, marți. Da, ceva de genul, oricum, acum, săptămâna asta. Sunt anumite scene care pot să plâng și de fericire. De exemplu, la un moment dat, personajele, în sfârșit, după multe, așa, se căsătoresc acum. Doamne, zic, bine că o să e cu termin. Final fericit povestea. Da, e cu happy end, foarte bine să fie sănătoși, să aibă copii mulți, să facă ciorul. Care ar fi un happy end pentru viața dumneavoastră, doamna Corina? Culmea, că nici asta s-ar putea să nu te satisfacă așa cine știe ce, pentru că eu am zis, Doamne, nu vreau să mor bătrână. Am un fix cu chestia asta, eu nu vreau să mor bătrână. Aveți dreptate că nu mă... Adică... Să trăiesc până nu o să mai pot să mă mișc. Deci sunteți pe principiul să trăim sănătoși pe pământ cât suntem sănătoși. Exact. Am înțeles. Dacă nu și nu și nu, eu nu vreau să devin povară, că nici nu prea am cui. Poate nepoților din veri, ceva de genul. Deci nu. Pur și simplu fericirea vine și din lucruri mărunte. Uite paharul ăsta cu apă pe care mi-l doresc de la începutul emisiunii, dar m-am atins de el, bineînțeles că o să beau toată apa când se va termina emisiunea. Și asta e o fericire, sunt popoare care nu au apă. Da. Faptul că stăm la căldură, că ne e bine, că... Deci fericirea poate veni din lucruri mărunte. Nu înseamnă că îți trebuie neapărat iaht. Vai, dragă, dar știi, eu am o mașină veche de vreo 12 ani, vai, ce fericită aș fi să-mi schimb mașina aia, chiar nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Sunt fericită că îmi trăiesc părinții, sunt fericită că... Aveți mașina să puteți merge la dumnealor în vizită? Bineînțeles. Deci nu știu, nu mai sunt legată nici de lucruri de ceea ce înseamnă material, iar spiritual, ți-am spus... Noi trebuie să ne educăm cu fiecare zi care trece. Poate ai impresia la un moment dat, zicea, ce zi anul ăsta am avut astăzi, nu mi s-a întâmplat nimic, n-am făcut nimic, am făcut mâncare. Da, și aia face parte din viață. Că... Dacă nu mănânci, nu ai cu ce să da, vai, n-am făcut nimic astăzi. Nu-i nimic, faci mâine. Sigur, ți se pregătește, deci e imposibil, nu poți să fii așa, nu știu... Abia aștept, de exemplu, să merg într-un loc minunat lângă București. Sunt eu disperată cu locul ăla și încă nu s-a deschis. Pentru că îl consider atât de frumos și de liniștitor și de... Deci... La bazinul de not. Da, ceva de genul, dar nu e în cartier la noi. Nu, este la distanță. Da. Doamna Corina, dar credeți că lucrurile acestea vin din faptul că ești mulțumit cu propria persoană și de aici nu se ridică frustrări și nemulțumiri interioare? Odată ce vă găsiți fericirea în orice? Păi, n-am de ce să fiu frustrată. Nu am
Pentru că sunt oameni care gândesc total diferit sau judecă sau nu au aceeași părere sau nu-i mai bucură nimic și atunci de asta vă și întreb. Nu, nu. Eu chiar sunt, mă consider un om împlinit. Mulțumită cu tot ceea ce mi s-a întâmplat, primesc tot ceea ce va veni de acum încolo ca pe un dar al existenței mele pe acest pământ. Atât cât sunt și atât cum sunt. Asta sunt, alta mama nu mai face. În încheiere aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră. Fără ce anume nu ați putea trăi? Fără iubirea semenilor. Iubirea asta poate să însemne și numai bună. Am vrut să-ți aud vocea. Pa! Înseamnă foarte mult. N-aș putea să trăiesc fără să am flori în jurul meu, fără să ascult o muzică, așa cum vreau eu, cum îmi place. Deci, iară spun, lucruri multe, dar în primul și în primul rând, fără oamenii dragi. Pentru că te bucuri când știi că sunt acolo. Sunt acolo, acolo există undeva, nu contează distanța unde sunt, dar ei sunt și le pasă de tine. Și ți-am spus, numai faptul că spun bună, nu vreau nimic. Am vrut să-ți aud vocea, văd că tonusul e foarte bun, pa, bine, la revedere. Să știi că am astfel de prieteni cu care vorbesc 30 de secunde. Atât. Am vrut să te aud. Ce faci? Bine. Hai, pa. V-au luat pulsul cu mine. Nu, nu, dar și eu sun. La fel. Dacă, deci, am astfel de prieteni cu care te spun, auzi, n-am vreme acum, dar mi-am amintit și am vrut să, pur și simplu am vrut să-ți aud vocea. Ești ok? Păi de asta vă sună telefonul în continuu, doamna Corina. Că sunt și prieteni care vă întreabă de sănătate. Da. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Cu toată dragostea. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, până data viitoare, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!